Prezent în emisiunea Obiectiv, moderată de Claudia Paraschivescu, Ion Vlădulescu, primarul din Budești, a făcut o scurtă radiografie a începutului de an școlar 2024-2025, cu bune, dar și cu problemele care îl pun în situația de a nu le putea rezolva din motive obiective. La nivelul localității Budești, școala de centru, care este cea mai mare și cea mai populată, aproape neîncăpătoare, da, este dotată cu tot ce este necesar și celelalte școli la fel. Urmează să dotăm în continuare pe un program pe fonduri europene, în continuare aceste școli cu tehnică, în așa fel încât să beneficieze absolut toți copiii de tot ceea ce înseamnă nou. Sunt pregătite din toate punctele de vedere pentru a primi elevii și cadrele didactice. Îi asigur că până la sfârșitul anului vor primi copiii, începând de astăzi, din prima zi, masă caldă. Da, toți copiii, toți copiii vor primi masă caldă. Rechizite au fost pentru toți copiii. Nu vorbim, dacă vorbim de dotarea școlilor cu table inteligente, cu videoproiectoare, cu tablete, cu mobilier, calculatoare și tot ceea ce înseamnă ce înseamnă desfășurarea unui act educativ așa cum ar trebui. În Budești funcționează și o grădiniță nouă în care își desfășoară activitatea 75 de preșcolari. O realizare mare a primarului Ion Vlădulescu este implementarea în urmă cu 3 ani a programului pilot o masă caldă pentru fiecare elev. Tot de 3 ani în grădiniță funcționează un cabinet stomatologic care tot de 3 ani oferă asistență medicală și tratamente gratuite pentru toți copiii. Există la nivelul școlii un cabinet stomatologic care, da, efectuează consulturi gratuite și tratamente gratuite pentru toți copiii. Care și au... cine plătește stomatologul? Primăria sau...? Da, primăria prin Ministerul Sănătății. Avem un medic stomatolog care este angajatul nostru. Tratamentele le suportăm noi și prin sponsorizări și le mulțumesc sponsorilor. O mare problemă cu care primarul se confruntă la fiecare început de an școlar este obținerea autorizațiilor ISU. Este o mare problemă cu autorizarea și cea mai mare problemă este autorizarea ISU. Am spus-o și o mai spun și acum. Da, știu că am mai discutat. Legislația în vigoare este foarte... stufoasă sau... Nu neapărat stufoasă, foarte rigidă, rigidă. Foarte rigidă. Eu nu-mi explic cum anumite școli funcționează fără autorizație, iar unele care au fost modernizate li se pun tot felul de condiții în așa fel încât să nu fie autorizate. Deci așa se întâmplă la momentul acesta pentru toate școlile care au suferit extinderi și modernizări. Niciuna, cred că nu îndeplinește condițiile de autorizare, condiții care s-au modificat după ce clădirile au fost recepționate, după ce ele au fost îmbunătățite și au fost recepționate. ISU ne spune una în momentul în care noi am mers la avizare, acum spun că s-a modificat legea și că ei discută după legea în vigoare, lucru care nu mi se pare normal. De ce funcționează retroactiv? Asta nu înțeleg, dar nu știu, sper să întâmple, suntem în instanță ar cu trebui, ISU. Ar trebui, da, să discutați și cu, eu știu, parlamentarii sau cu legiuitorii care ar trebui să revizească legea. Acum, eu sunteți nu... în instanță, spuneați? Eu nu zic că cea mai mare parte de vină o au reprezentanții ISU. Nu, probabil că îi respectă legea. Respectă o legislație în vigoare care nu este corectă, deci nu este corectă. Iar am avut surpriza că de la ISU, dacă vin, spre exemplu, 3 echipe fiecare spune un alt punct de vedere. Așa ceva nu am văzut până acum, nu mi s-a mai întâmplat. Bănuiesc așa de ceva de, nu știu ce să zic, poate că nici ei nu înțeleg. Reavoință, nu știu ce se întâmplă, dar așa ceva n-am întâlnit. Adică ca să vină din aceeași instituție același personal care este instruit după aceleași legi,
și care trebuie să aplice același lege, să vină să spună în trei rânduri altceva. Deci, din punctul dumnealor de vedere, la fiecare dată când vine altcineva, cred că trebuie să mai facem câte ceva. Nu se poate ca șeful ISU să trimită personal din cadrul instituției trei echipe sau patru și să vină fiecare și să spună cu totul altceva și cu totul altceva. Adică vine fiecare vă dă câteva alte soluții că ar trebui să mai fie altceva. Nu este posibil așa ceva. Adică vin și spun, da, dumneavoastră, a avut dreptate colegul meu înainte, dar știți că eu vă spun că nu trebuie numai asta. Mai trebuie și nu știu ce mai trebuie și mai trebuie nu știu ce mai trebuie și tot așa. Așa le-am spus, băi, fraților, o să ajungem în situația în care niciodată nu o să autorizăm clădirile astea. Adică nu e posibil așa ceva, dar nu știu cum să judecă lucrurile la dânsii, nu știu cum și legislația au, că mă gândesc o legislație, una singură, nu poate să fie șapte, ca să o interpretăm așa, șapte oameni sau 20 de oameni, fiecare cum vrem. Da? Și ați apelat la instanță. Da, spuneți. Și suntem în instanță, o să vedem ce se întâmplă în următoarea perioadă, pentru că noi trebuie să autorizăm asta. Eu vreau să le autorizez. La fel, eu aș întreba ISU dacă dânsii sunt autorizați pe clădirea unde funcționează dânsii, după noile norme.